Încă un cutremur s-a produs în Goj la mai bine de un an de la înregistrarea celui mai mare cutremur din județ. Se pare că zona nu s-a liniștit, transformându-se astfel într-o zonă seismică. Pe 23 iunie, în ziua de Rusali, la ora 18:46 de minute, a avut loc un cutremur slab cu magnitudinea de 2,7 în localitatea Bâlta, județul Goj, la adâncimea de 5 km. Cutremurul s-a produs la distanța de 18 km de Târgu Jiu, 68 de km de Drobeta, Turnul Severin, 68 de km de Hunedoara, 82 de km de Deva, 96 de km de Reșița și 99 de km de Râmnicu-Vâlcea. Din fericire, seismul nu a provocat pagube și nu a fost simțit decât de oamenii din zonă.